Continuăm maratonul lansărilor noastre. Publicul s-a împuținat, dar sunt convinsă că vor mai veni unii alții. Un mare scriitor spaniol, numele lui este Javier Cercas, v-ați delectat acum vreo 8-10 ani cu bestsellerul lui Soldații de la Salamina, un roman care a depășit milionul de exemplare în lume, a luat mari premii internaționale și, cum se întâmplă uneori în România cu literatura foarte bună, la noi nu prea s-a vândut. Să ne gândim poate că eram la începutul anilor 2000 și lumea încă nu se întorsese la ficțiune. Slavă Domnului, acum fiecare așteaptă o ficțiune în spatele oricărui fapt divers, deci lumea este înnebunită după fantazare și ficțiune. Un roman de mare clasă, Legile Frontierei, de altfel a luat un prestigios premiu internațional, lângă multe alte premii naționale. Este vorba de prim Mediteranee Étranger, pe care l-a luat în 2014. Legile Frontierei, un roman care vă va fi prezentat de Ioana Bâldea Constantinescu. Ea vă delectează în fiecare zi cu emisiunea ei literară la Radio România Cultural și de curând a debutat cu un roman la editura Humanitas. Cornelia Rădulescu, mare traducătoare din limba spaniolă, dacă vă spun numai Isabel Allende, romanele ei sunt transpuse în limba română de Cornelia Rădulescu. Iată acum Cornelia ne propune acest mare roman, Legile Frontierei, de Javier Cercas, și un prozator de primă importanță al literor românești și ziarist în același timp și comentator sportiv, dar pentru mine este important faptul că este un mare prozator, Radu Paraschivescu, pe care o să-l lăsăm să ne vorbească la urmă. De ce? Pentru a putea să facă legătura cu următoarea lansare, care este chiar a unei cărți a domniei sale și la care va reveni domnul Andrei Pleșu, după ce are un moment de respiro cât timp lansăm noi Legile Frontiere. Ioana Bâldea Constantinescu. Mulțumesc mult! Eu tocmai mă gândeam cum pot să încep cât mai puțin ditirambi prezentarea acestei cărți, pentru că e foarte greu să faci așa ceva. Mie mi se pare că ce reușește Cercas în această carte este un roman contemporan de Honra y Sangre, adică un roman în care, practic, pe fondul unei societăți, a societății de după epoca lui Franco, sunt acei anii 80 în care Spania se confruntă cu cea numită ei la vremea respectivă generația pierdută și era vorba despre o generație pierdută din cauza heroinei, în principal. Un tânăr din clasa de mijloc încearcă să-și recapete cumva stima de sine pentru că este cumva hărțuit de colegii săi de școală și ajunge să intre într-o bandă de universitate. E, dincolo de toată această dramă, care are ițe foarte încurcate, din care nu vreau să vă spun prea mult, și pentru că mă tem de spoilere, romanul acesta mie mi se pare o meditație fantastică asupra nevoii tuturor de ideal. Iar în ce se întâmplă în el este faptul că Cercas construiește o literatură, o literatură extrem de simplu pusă în pagină și aparent ușor de digerat, în care vorbește despre nevoia noastră continuă de a ficționaliza și de a neficționaliza. După, dacă ne gândim numai la războiul dinainte de Franco, deci vorbim de anii 36-39, ani foarte duri pentru Spania, după care din 39 până în 75, dictatura lui Franco, sunt 36 de ani de dictatură. O perioadă foarte dură și o perioadă în care scade foarte tare gustul autorilor pentru experiment. Dacă înainte aveam acest gust pentru experiment prezent și mă gândesc la Juan Coetisolo, mă gândesc la Camilo José Cela, urme din literatura lor sunt prezente în această carte foarte profundă. Mi se pare, de fapt, că
găsim aici chiar literatură de la 1898, roman social, scris ca de Pio Baroja la un moment dat. Ceea ce se întâmplă în această carte este faptul că personajele pe rând încearcă să-și construiască o identitate. Au nevoie de această frontieră, foarte frumos titlu, pentru că frontiera, veți vedea cum veți citi, cartea este o metaforă care merge și în linia metaforei americane, a frontierei interioare pe care fiecare trebuie să-și o depășească la un moment dat, dar care e o frontieră între foarte multe lucruri și romanul se schimbă pe măsură ce noi acumulăm sensuri ale acestei frontiere. E una socială, între cei care locuiesc în barăci, undeva foarte aproape de limita mizeriei și clasa de mijloc. E inclusiv o barieră etnică, la un moment dat, care reflectă cumva tumultul la tot ceea ce se întâmplă în Catalonia acelor ani. E o barieră între ficțiune, între filme, literatură și tot ceea ce promovează, la un moment dat, mitul de care societatea are nevoie cumva pentru a se salva din marazm și realitatea care e foarte dură. Personajul care a inspirat această carte e un infractor celebru și cumva mitic pentru Spania, numele lui De Cod, așa cumva, numele care a intrat în legendă este El Vaquilla. Mi s-a părut un lucru foarte simpatic faptul că autorul are aici, într-adevăr, o urmă de umor amar, așa, pentru că numele lui adevărat, Juan Cuenca, se regăsește în numele comisarului din carte, deci aici, de fapt, numele toate sunt metonimii, ochelaristul este Gafitas și cumva și reducția aceasta e interesant de speculat asupra ei la un moment dat, pentru că pentru dumneavoastră a fost foarte provocator de tradus. Ceea ce se întâmplă este faptul că acest personaj care atrage cumva ca un reflector pe toți cei care trăiesc în jurul lui, El Vaquilla, devine un teren fertil pentru ficțiune, pentru film, pentru literatură și felul în care el influențează viețile celorlalți devine, mi se pare la un moment dat, o temă profundă de meditație, aș spune, pentru că romanul are și această valență, dincolo de faptul că este un thriller absolut pasionant și scenele de urmărire cu mașini, cel puțin cred că fac deliciul absolut oricui, dar este, cred, o meditație profundă asupra nevoii de ideal, care îl scoate cumva pe individul din furnicarul acela, din viermuiala, aceea despre care vă spuneam și mai devreme, aduce cumva aminte de Stella și de un roman de cu totul altă sorcină. Două vorbe o să spun și după aceea o să las pe Radu, dar o să spun și ce mai deștepte decât o să spun eu. Tema principală a acestei cărți este fascinația răului. E o temă veche, eternă, super, eternă. Așa. Și cine are memorie și sinceritatea memoriei propriei adolescențe știe despre ce vorbim aici. 2. Că oamenii se lasă păgăliți și tentați de modelele proaste, ca să zic așa, e simplu și banal. Dar că presa, dar că mass media sare pe toate nenorocirile umane, pe toate țoapele, pe toți cretini, asta o știm privind în jurul nostru și la toate televiziunile de știri. Despre acest Vaquilla, care totuși a fost un tip carismatic, de bine de rău, s-au făcut până și filme. La noi încă nu s-au făcut filme despre vedetele TV și despre alți mari infractori, ăștia erau niște mărunței. Pe mine, mie îmi place să compar, nu dictaturile din care am ieșit și Spania și noi, har Domnului de mult, ci tranziția. Și aici văd că la vreo o distanță de vreo 40 de ani, ce se întâmplă în cartea asta, se întâmplă acum la noi. Deci, e o carte de actualitate, cum e și asta. Mersi. Da, asta e dezavantajul când ești la urmă. Te uiți admirativ la ceilalți și constați că au spus ce vrei să spui tu. Acum, încep prin a face o mărturisire. Primul meu test de redactor la Humanitas a fost o traducere din Cornelia Rădulescu. De Cornelia Rădulescu. Și era vorba de soldații de la Salamina.
Și am spus, dar eu nu știu spaniolă. Și mi s-a spus, da, dar nu trebuie. Ideea era că traducerea era dincolo de control și verificare, era o piele foarte firesc îmbrăcată de traducător, era un număr de cascadorie textuală pe care eu atunci l-am aplaudat și cu care după aceea m-am obișnuit. Pentru că doamna Rădulescu Aliende, cum îi spun eu și cum îi spune multă lume, este una dintre statuile hărniciei. Deci este un om de o prodigiozitate în a traduce și în a livra mereu parolist și de calitate, care face o mare presă. Acum, legile frontiere, într-adevăr, sunt două cuvinte aici care se simt bine împreună în cartea asta. O carte care n-are, cred, nimic sub Soldații de la Salamina, scrisă în alt registru despre alt timp. Există niște legi scrise și nescrise, există niște frontiere trasate sau nu. Aici mi se pare că pleacă Cercas de la frontiera geografică simplă, suntem în Gerona sau Girona, cum spun unii, aproape de granița cu Franța și aproape de fratele geografic al Gironei, și anume Perpignan. Sunt situate la o distanță aproximativ egală de granițe și au destul de multe lucruri în comun. Cine vede astăzi Gerona sau Girona, nu bănuiește că i-a arătat ca în carte lui Cercas. Se duce la castel, se duce la Biserica San Felin, merge pe Metereze și constată că Girona este un amestec de Franța, Elveția și Italia. Cu foarte puține lucruri spaniole. Recunoști patina catalană în momentul când intri în orice restaurant de acolo și vezi meniul scris cu litere mari de tot în catalană, cu litere decente în franceză și cu cord infrafaginal în spaniol. Dacă există și spaniol, mă rog, ei nu sunt bineveniți, dar nici nu se călca. Dincolo de frontiera asta se află frontierele interioare de care vorbea și Ioana, și anume cea care îl bântuie pe unul din personajele principale, pe Farco, care este când Farco, infractorul, când Antonio Romaiu. Care este când persoană, când personaj, care este când un pușcăriaș care vrea să scape, când un pușcăriaș care n-ar vrea să scape, pentru că e frică de libertate. Și avem aici iarăși un joc foarte interesant între curajul pe care l-ai ca deținut și frica în momentul când ieși din mediul căruia te-ai acomodat. Ai, pe de altă parte, frontiera dintre onoare și nihilism, pe cea dintre pasiune carnală și ideal. Ai foarte multe trepte ale frontierei, nu există o singură trasare posibilă, există o multitudine. Interesant este și felul în care e scrisă cartea, având de-a face cu o carte despre o carte, de fapt, cu un om care culege impresii, care face interviuri alternative, cu un comisar care a instrumentat cazul Gamayo, pentru care acest personaj este Gamayo și nimic altceva, și cu un personaj care face parte inițial din gașca acestui om, din nevoia de a găsi un erou, fie și un erou negativ, pentru ca după aceea, după zeci de ani, să devină avocatul acelui fost șef de bancă, fost șef al său de bancă. Cred că este o carte care vă absorbe, este o carte scrisă cu forță și asta se vede și încă o dată îi mulțumesc, Cornelie, că toată forța originalului a fost păstrată aici. Este un fascinant exercițiu de seducție. Vă invit să o citiți, vă invit să-i dați o șansă mai mare decât au avut Soldații de la Salamina și vă asigur că nu o să vă apară. Vă mulțumesc! Mulțumesc invitaților mei de astăzi. Romanul lui Cercas merită să fie citit. O altă frontieră este frontiera dintre trecut și prezent. Ele se întrepătrund tot timpul. Și lucru cel mai important din carte, radiografia unei generații, care, de fapt, e o generație de sacrificiu din Spania anilor 80, așa cum s-a întâmplat, de fapt, și în România cu generația tinerilor de sacrificiu după 90.
un mare roman contemporan, o oglindă a celor care se întâmplă astăzi, nu numai în România, ci și în toate țările, să le spunem, postcomuniste, și, în același timp, un elogiu adus adolescentului rebel, așa cum le spune chiar Cercas pe coperta a patra a cărții. Pe Zarco și gașca lui îi întâlnim în Spania, dar ei nu sunt, de fapt, decât un avatar al unui mit universal, adolescentul rebel. Vă mulțumim, nu plecați, urmează Radu Paraschivescu, Parlii Mema. Paraschivescu să rămână și îl invităm pe domnul Andrei Pleșu în standul editoric Humanitas în spațiul de lansări pentru lansarea volumului. Noi vorbim, nu gândim, o nouă ediție de perle și a audiobook-ului a aforismului tranziției, catalog de perle românești, un audiobook în lectura lui Andrei Pleșu.